Vă salut într-o zi cu soare, ba cu nori, dar e bună pentru flori. Florele cresc, grădina frumusețesc, iar noi avem bucurii nespuse. Ceea ce vreau să vă arăt, știți că anul trecut am pus la înmulțit niște bulbișori mici, l-a crescut exact în acest loc. Și ăsta este unul dintre bulbișori, ăsta este celălalt, mai e unul mai mic aici. Deci au crescut suficient de înalți, încă unul aici. Știți, când am pus acea crenguță plină de bulbi, ăsta e mult mai înalt, în funcție de cum s-au hotărât să crească. Am vrut să vă arăt rezultatul, că e deosebit. Poate fi văzut rezultatul și anul viitor cu siguranță va face și flori. Deci ăștia cam până la o jumătate de metru, ăsta este cel mai înalt, poate ajunge. Și unii chiar încerc sau încep să facă o floare. Deci se poate și așa. Fiindcă a fost puși de anul trecut în pământ, uite, și acesta vrea să facă o floare, una micuță. A fost cam deranjat de melci și nu a crescut el așa frumos cum ar fi vrut și sau cum ar fi vrut eu. Unul este mult mai mic, ăla. Foarte mic, dar a curaj. Deci sunt mai mulți micuți, dar cu siguranță la anul va face flori. Dacă vă uitați la filmare, au fost foarte mulți bulbușori pe acea crenguță și unii mai mici, unii mai mari, dar nu e problemă. Problema este că sunt șanse să-i mulțiți, ceea ce vă și recomand. Până la următoarea filmare, vă doresc multă binecuvântare!